CS Universitatea Craiova a remizat ieri scor 2-2 într-un joc amical disputat în Antalya, în compania formației chineze Shanghai East Asia. Albaștrii au deschis scorul în minutul 22 prin Briceag, care a șutat imparabil de la circa 10 metri lateral stânga, după o pasă excelentă pe culoar a lui Hergelegiu. Chinezii au restabilit egalitatea norocos, Akim a pasat încet către brac, iar portarul sârb a degajat în Hisen, mingea intrând în poartă. Shanghai a intrat în avantaj în minutul 87 după o bâlbâială a defensivei craiovene. Cel care a salvat-o pe CSU de la eșec a fost capitanul Brandan, care a transformat fără emoții o lovitură de pedeapsă obținută de Băluță. Înaintea primului fluier, directorul tehnic al CSU, Sorin Cârțu, s-a întreținut câteva minute cu antrenorul chinezilor, suedezul Sven-Goran Eriksson, amintindu-și despre celebrul meci dintre Universitatea și Benfica din semifinalele Cupei UEFA din 1983. Mi-a făcut plăcere să-l revăd pe Sven-Goran Eriksson, este un mare om de fotbal. Orice discuție cu el este interesantă. Ne-am adus aminte de întâlnirea pe care am avut-o în urmă cu 2 ani la Iași, dar și de meciul din 1983. Era normal pentru că au fost niște partide de referință și pentru cariera lui. Erau începuturile lui ca antrenor și a fost o reușită faptul că a ajuns în finala Cupei UEFA, pe care au pierdut-o cu Anderlecht, a spus Cârțu. La meciul cu chinezii au asistat pe lângă foștii fotbaliști ai Craiovei Silvian Cristescu, Gică Craioveanu și Robert Vancea și selecționerul naționalei de tineret a României, Cristi Dulca.